Deschideți împreună cu mine Scriptura la Cartea Geneza, capitolul 13. Voi citi de la versetul 1 până la versetul 13, pagina biblică 13. Geneza 13, de la 1 la 13, pagina 13. Avram s-a suit din Egipt în țara de la miază zi, el, nevastă sa și tot ce avea împreună cu Lot. Avram era foarte bogat în vite, în argint și în aur și din țara de la miază zi s-a îndreptat și a mers până la Betel, până la locul unde fusese cortul lui la început între Betel și Ai, în locul unde era altarul pe care îl făcuse mai înainte. Și acolo Avram a chemat numele Domnului. Lot, care călătorea împreună cu Avram, avea și el oi, boi și corturi și ținutul acela nu încăpea să locuiască împreună căci averile lor erau așa de mari, încât nu puteau să locuiască împreună. S-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot. Cananiții și fereziții locuiau atunci în țară. Avram a zis lui Lot, te rog să nu fie ceartă între mine și tine și între păzitorii mei și păzitorii tăi, căci suntem frați. Nu-i oare toată țara înaintea ta? Mai bine desparte de mine, dacă apuși tu la stânga, eu voi apuca la dreapta, dacă apuși tu la dreapta, eu voi apuca la stânga. Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime, înainte de a nimici domnul Sodoma și Gomora până la Tsoar, era ca o grădina Domnului ca țara Egiptului. Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și a mers spre răsărit, astfel s-au despărțit ei unul de altul. Avram a locuit în țara Canaan, iar Lot a locuit în cetățile din câmpie și și-a întins corturile până la Sodoma. Oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de păcătoși, împotriva Domnului. Amin. Vă rog să vă reașezați. Doi părinți se întorceau acasă și după o zi agitată, când se apropie de casă, ce să vezi, copiii se certau de numă, numai, strigau unul la celălalt. Dar se certau de auzeau din stradă. Tata a intrat în casă supărat și întreabă, ce se întâmplă aici, de ce vă certați așa de tare? la care feciorul mai mare ce tată, noi nu ne certăm. Cum nu vă certați că v-am auzit din stradă? Cum nu vă certați? Tată zice, noi nu mai ne jucăm de-a tata și mama. De multe ori ne certăm și cearta aceasta afectează familiile noastre. Nu avem pace, nu avem liniște și avem anumite conflicte pe care nu știm cum să le gestionăm. Poate în această dimineață când stai în prezența lui Dumnezeu, ai un conflict în viața ta de familie. Nu știi cum să te înțelegi cu soțul tău, cu soția ta, cum să depășești o problemă din viața ta. Poate în această dimineață când stai în prezența lui Dumnezeu, în adunare, ai un conflict cu socrul tău, cu soacra ta și nu știi ce să faci, cum să te raportezi la ei, cum să te raportezi la ei și totuși să nu-L pierzi pe Dumnezeu și să ai și tu liniște și pace sufletească. Poate în această dimineață când stai în prezența lui Dumnezeu, ești măcinat de un conflict de la locul tău de muncă. Ai un conflict cu șeful tău, ai un conflict cu un coleg care te tot achinează, care te tot presează și nu știi ce să faci. Conflictul face parte din viața fiecărui dintre noi pentru că uneori avem motivații diferite, alteori avem preocupări diferite, alteori poate vedem lucruri diferit și toate acestea ne aduc pe unii în raport cu ceilalți într-o stare conflictuală. Conflictele sunt absolut normale în viața noastră pe pământ, însă este foarte important să știm să gestionăm conflictele din viața noastră. Oamenii se împart în două categorii, oameni care au conflicte și pot să-și soluționeze, să-și rezolve conflictele și oameni care au conflicte și nu le pot rezolva și sunt stăpâniți și măcinați de acele conflicte. În această dimineață, pentru tine și pentru mine, am un cuvânt din partea lui Dumnezeu și mesajul acesta se intitulează Trei pași pentru a rezolva un conflict. Trei pași pentru a rezolva un conflict. Primul lucru pe care trebuie să-l faci și pe care trebuie să-l fac ca să ne rezolvăm conflictele, fie din viața personală, fie din viața de familie, fie din viața socială, este să încercăm să ne punem și în papucii celuilalt. Ca să poți să să-ți rezolvi conflictele pe care le ai, trebuie să te pui și în papucii celuilalt, adică să încerci să te pui și în situația lui, altfel conflictele vor măcena viața ta pune-te și în locul celuilalt. Spune Scriptura că Avram era foarte bogat, avea nenumărate oi, avea nenumărați boi, avea proprietăți foarte multe, toate îi mergeau din plin. Numai că Lot care călătorea împreună cu el și el la rândul lui avea nenumărate oi, avea nenumărați boi, amândoi erau prosperi din punct de vedere financiar. Și spune Scriptura că ținutul acela nu putea să-i încapă pe amândoi, erau atât de binecuvântați de Dumnezeu, erau atât de prosperi din punct de vedere material, încât ținutul acela nu îi putea încăpea pe amândoi. Știți ce este interesant? Avram putea să spună, știi ceva lot? Asta este situația, treaba ta, du-te unde vrei, fă tu ce vrei. Dar Avram înțelege că așa cum oile lui și boii lui și vacile lui au nevoie de pășune, tot astfel și turmele lui nepotusului lot au nevoie și ele de pășune. Și el nu ia partea leului spunând, nu mă interesează de tine, eu am mai mult soldați, asta este treaba ta, ce o să faci pe viitor, ci Avram este omul acela care este preocupat și de soarta lui nepotul său. Oare ce o să facă nepotul meu? Oare, bun, bun, ne despărțim unul de altul pentru că este inevitabil lucrul acesta. Dar el cum va propăși? Are și el nevoie de turme, are și el nevoie de propășire materială, are nevoie de izvoare de apă, are nevoie de păscut. Oare ce se va întâmpla? Iubiți mei, Lot este un om care călătorește împreună cu Avram, dar beneficiază de binecuvântarea lui Dumnezeu împreună cu Avram. Și interesant spune Scriptura, Avram se pune și în papuce lui Lot, este preocupat de cum o să-i meargă lui nepotul său. Iubiții mei, ca să ne rezolvăm conflictul în viața personală, în viața de familie, în viața socială, în viața bisericească, este absolut necesar să te pui și în situația celuilalt. Bun, bun, ce anume motivează pe soția mea să fie supărată? Ce anume îl determină pe soțul meu să nu mai aibă răbdare cu mine? Ce anume îi face pe copii să-și piardă răbdarea și interesul față de mine? Care sunt problemelor? Care sunt preocupărilor? Ce trăiește copilul meu la școală că vine agitat și încărcat acasă? De ce se supără așa de tare? De multe ori nu suntem preocupați de trăirea celor de lângă noi, cât de confortul nostru personal. Oare ce probleme întâmpină tata la serviciu? De ce este tata frustrat? De ce este tata apăsat? Oare ce probleme are el la locul de muncă? Da, soția mea, cu ce se confruntă? Cu ce preocupări uh, se luptă ea? Care sunt situațiile ei sufletești? Dacă vrei să rezolvi un conflict, este absolut necesar să te pui și în papuce celuilalt. Să te pui și în situația celuilalt. Care sunt trăirile lui, care sunt preocupările lui, care sunt problemele lui, ce anume îl animă, ce anume îl preocupă într-o vreme ca și aceasta. Altfel nu vei putea niciodată să rezolvi un conflict. Sunt oameni care neagă toate conflictele. Sunt oameni care zgata de scandal în orice moment. Oamenii sunt diferiți, dar fiecare om se găsește nu de puține ori în diferite conflicte. Diferența, repete, este să știi să gestionezi conflictul sau să nu știi. Gestiona. Dragul meu, dacă vrei să-ți rezolvi conflictul pe care îl ai, trebuie să încerci să te pui și în papuci celuilalt, să te pui și în situația lui. Ce anume? De ce anume să enervează așa de tare? De ce anume nu-și face timp de mine? Poate n-aș vrea să te supăr, dar poate ești o soție dificilă. Poate ești o soție dificilă care toată ziua îl bați la cap și bărbatul tu nu știe cum să scape de tine. Știu că sună puțin dur, dar sunt astfel de situații. Poate ești un soț totalmente neînțelegător care la cel mai mic cuvânt de opoziție o jignești și atunci nu se simte confortabil în prezența ta. Adică e foarte important să vezi și tu, totuși comportamentul meu trebuie să fie analizat, dar ce anume o face pe soția mea, pe soțul meu să schimbe atitudinea? iubiți mei! Ca să ne rezolvăm conflictele, este absolut necesar să încercăm să-l înțelegem pe celălalt. Ce anume îl motivează? De ce spune el ceea ce spune? De ce face el ceea ce face? Pune-te și în papuci celuilalt. Spune cartea Faptele Apostolilor că la un moment dat, Apostolul Pavel s-a hotărât să meargă să viziteze niște biserici pe care le înființase împreună cu Barnaba și spune, Barnaba, hai să mergem să vizităm aceste adunări. Totul este frumos la început, numai că Barnaba zice în felul următor, eu am un verișor dulce, este Marcu și aș vrea să-l luăm cu noi în misiune. Pavel în momentul acela este un om foarte, foarte dur. Va mai trece timpul peste el, se va maturiza, va fi mai blând, îl va accepta pe Marcu, chiar îl va recomanda. Dar în momentul acela zice, nu-i cinstit să luăm pe Marcu cu noi, că ne-a părăsit în Pamfilia și a plecat la Ierusalim. El uită Apostolul Pavel că la un moment dat nimeni n-a vrut să aibă de a face cu el, că toți s-au ferit de el, ca de satana. Și au zis, nu vrem să ne-l asumăm pentru că ăsta s-ar putea să fie prefăcut. Ăsta s-ar putea să fie omul sinedriului și să ne deconspire, să ne facă rău. Uită Pavel lucrul acesta. Unul singur l-a băgat în seamă, unul singur i-a făcut intrare la apostoli și acela a fost Barnaba. Și acum el care este acceptat datorită lui Barnaba și integrat în grupul apostolilor, datorită lui Barnaba, zice, auzi, cu Marcu să procedăm diferit. Nu a fost cum trebuie, îl dăm la o parte. Mă, dar asta e vărusul. Nu l interesează. Și spune Scriptura că apostolul Pavel în momentul lui de imaturitate spirituală zice, auzi, ori eu, ori el. Și așa de tare se supără, încă se duce singur pe drumul lui, îl ia pe Sila și merg, formează o altă echipă de misiune, iar Barnaba se vede nevoit să l ia pe Marco cu el și să formeze o altă echipă de misiune. Pentru că Pavel nu se poate pune și în papucii lui Barnaba, e verișorul lui. Cum să-l abandonezi? Cum să-l abandonezi pe fratii tu, pe sorul ta? Cum să-l abandonezi pe mama? Cum să-l abandonezi pe tata? Am auzit soții care se supără că bărbații lor îi sună mamele. Și o tă sună pe Maică sa, Domne, o dată pe săptămână? Păi să o suni în fiecare zi, de două, trei ori, nu așa e frumos? Păi când o să ai tu copii, n-ai vrea să te sune copilul tău? N-ai vrea să-ți vorbească frumos Noruta? N-ai vrea să-ți vorbească frumos tău, Păi n-ai vrea tu să ai Raiul lui Dumnezeu la tine acasă? Ce tot are soacră mea că tăi ne vizitează? Păi să-ți pară bine că ai cine să te viziteze. Pune-te și în locul celuilalt. Eu cu mamă sa, eu cu mama sa nu vorbesc. Eu cu tatăl sunam am nimic. Dar ascultă-mă, dacă tu nu te înțelegi bine cu mama lui, nu o să ai niciodată o relație fericită. Ascultă-mă ce spun. Pentru că vrând nevrând un copil este legat sufletește de mama lui și e normal să fie așa. Un băiat este legat sufletește de tatălui și este absolut normal să fie așa. Am auzit pe ceva spunând, auzi, eu mă însor cu ea, dar mie nu -mi place nici de măsa, nici de tată o leacă, zice, până o cucerez bine, zice, și apoi n-are ce face, zice, și o despar de mamă sa. Nu reușește să o dăspardă de mamă sa, l-a despărțit ea pe el. De. Și tensiune și frecușuri și probleme. Iubiții mei, ca să ne putem rezolva conflictele, trebuie să ne punem și în papucii celuilalt. De ce faci tu ceea ce faci? De ce ai tu atitudinea aceasta? Ce anume te preocupă? Care sunt frământările tale? Să ne ajute Dumnezeu să punem preț și pe starea celuilalt, și pe atitudinea celuilalt. Mi-a pozit un frate că s-a și după ce s-a soția lui uh, era tare nemulțumită așa de el că nu se implică în viața de familie, că nu face una, nu face alta. Zice, frate, ce să fac? Eu mă duc la lucru, fac bani. Ia sta acasă și nu face nimic. Nu mai are grijă de copilul mic, zice, de un an de zile. Mai are lucru să ai grijă de un prunc de un an de zile. Noi te mai de câteva ori pe noapte, îi dai lapte, el mai schimb. Ce face, frate? Ce așa mult de lucru are? Mai faci câte o mâncare, nu zic că nu, și de două ori pe zi, dar curățenie. Zice, I-am zis, stă ce te plângi așa de tare, cu uite altele tu vorbești de, da, ascultă-mă, tu ai mașină de spălat, nu mai speli cu mâinile, tu ai uh, mașină de spălat farfurii, nu le speli tu cu mâinile tale, aspirator ai, nu trasă mă, toate, tot, tot contextul ți am făcut, de ce te tot plângi așa? Frate, dar am zice, n-am putut nici cum să o înțeleg pe nevastă mea. Și la un moment dat zice, știi ceva? Ai o lună de concediu, am avut o lună de concediu de la serviciu, zice, uite, o săptămână vreau să facem schimb de roluri. Am o tu bărbat rămâi, dar faci slujba de, muia, de, nevastă în casă. Eu zice, tot femeie rămân, dar fac eu slujba de bărbat. Bine? Și frate zice, am luat atribuțiunile lui nevastă mea. După trei zile am zis, dragă, te rog frumos, ai grijă de copilul ăsta. Unul singur zice, dar scot pe Mă zici că parcă era cu ispită. Să trezea mult mai mult decât înainte. Cred că Domnul vrea să mă cerceteze. În fiecare noapte când ori să, să trezea, plângea. Nevastă în zicea, dragă, amu, tu ești mama, Ial, mă luam, îl hoțoțam pe acolo prin hol, mergeam înapoi prin dormitor. Cum îl puneam în pas, slăvit să fie numele Doamne? Iar să treze. Frate, am crezut că nebunesc. Dimineața, fă și mâncare. Hai de curățit cartofi, nu știu ce pe acolo am mai făcut, dar apoi să mă puc eu să fac mâncare. Am ars rântașul, am ars mâncare. Cum să fac? Mai spunea nevastă, mai pune aia, aia, după trei zile am zis, te rog frumos, fii tu soția în casă, înțeleg că e foarte important ceea ce faci, e foarte important că ai grijă de El probabil te trezești frustrată, nedormită, dacă nu dormi ești obosită, ești după aceea poate e mai supărăcioasă. Auz, hai fiecare cu ce ne-o dat Dumnezeu să facem și a fi bine așa. Și am învățat să-mi prețuiesc soția, să prețuiesc ceea ce face soția mea. Că e foarte important să-ți facă cineva mâncare, să facă cineva curățenie în casă, să aibă grijă de copii. Și am înțeles că ceea ce face soția mea e foarte important. Și frate, crede-mă că de atunci gestionez puțin diferit lucrurile. Adică când o văd că e supărată, înțeleg, mă, poate, uite, nu a dormit toată noaptea de copil, poate din cauza asta este, poate are alte probleme. Și dintr-o dată am putut să ne gestionăm mult mai bine relația și conflictele le-am putut rezolva. Poate te uiți așa la un coleg, bă, dar pe ce are ăsta e cu o falcă în cu pământ, domnule, ce cu el? Poate vine de acasă supărat cu soția, poate s-o cu nevastă sa, poate, poate nu-i ajung banii să-și plătească rata la bancă, tu ești cu o stare bună, cu inimă bună, el are stresul lui. Bă, dar ce are ăsta? ce cu el, mă? De ce nu râde? De ce nu-i vericit? Fiecare om vine cu problemele lui și atunci când un om este încărcat, s-ar putea de la cea mai mică chestiune să explodeze. Mă, dar ce are bărbatul meu? Ce are tata? Ce are mama? Ce are fratele? Ce are colegul? Iubiții mei, dacă vrem să ne rezolvăm conflictele, să fie pace și liniște, trebuie să încercăm să ne punem și în locul celuilalt. De ce spune el ceea ce spune? De ce face el ceea ce face? Care este starea lui? Avram nu zice, auzi, Lot, e treaba ta ce o să mănânce oițele tale, ce o să mănânce vacile tale și uite, nu mă interesează. Avram zice, suntem frați, cum mă interesează să-mi prospere mie situația, vreau să-ți prospere și ție. Și atunci, ca să fie lucrurile bune, uite, și tu ai nevoie de pășune. Alege tu primul ca să fie pace și înțelegere între noi, iubiți -mi. Ca să ne putem rezolva conflictele din viața personală, din viața de familie, trebuie mai întâi de toate să ne punem și în papucii celuilalt. În al doilea rând, stabilește-ți granițele relaționale cu celălalt. În al doilea rând, ca să ai o relație frumoasă cu cel de lângă tine, stabilește-ți granițele relaționale. Eu am băgat de seamă că, în general, oamenii foarte, foarte deschiși, oamenii foarte amabili, oamenii foarte pretenoși, au niște trăiri foarte intense în sufletul lor. Acum te iau în brațe și dacă nu se simt acceptat sau nu fac ceea ce ai vrea tu să facă, dintr-o dată nu te mai salută. Oamenii aceștia au niște trăiri fantastice și foarte dramatice în sufletul lor. Parcă ar fi un ocean și o mare cu foarte multe trăiri. Oamenii care sunt mai poate mai rezervați nu au la fel de multe trăiri sufletești. Suntem diferiți. Temperamente diferite, experiență de viață diferite, comportament diferit, experiențele noastre sunt diferite, totul este diferit. Ne raportăm diferit unii la ceilalți. Însă trebuie să avem niște granițe. Și acum când vorbești despre granițe, zici, auzi, să nu vorbești obrasnic, să nu te porți nu știu cum, și sunt importante. Dar uitați-vă, granița pe care o stabilește Avram este foarte interesantă. Noi vorbim în general că ei și-au rezolvat problema zicând, auzi, dacă eu apuc la stânga, tu apuci la dreapta. Dacă eu apuc la dreapta, știu eu, tu apuci nu știu unde. Nu asta a fost granița lui Avram. Granița lui Avram a fost alta. Auzi, să nu trecem peste această graniță. Noi suntem frați, ce să facem? Sau ce să nu facem? Să nu ne certăm. Adică, auzi, discutăm cât discutăm, facem tot ce facem până când ajungem la capitolul ceartă. Peste ceartă, noi sau... A... Granița să noi nu trecem. Dincolo de liniște, de pace, de liniștea colibei noastre, noi nu trecem, nu ne certăm. Marea problemă în general este că ne certăm. Ne certăm unii cu ceilalți și apoi suntem bosonflați și supărați. Ne certăm soțul, soția, câte ceasuri nu pierzi în familia ta, ceasuri frumoase, fiind supărat pe soțul tău, pe soția ta. Mormăim ca niște urși acolo, în casă, nu știu ce se întâmplă, trântim mușile. Pierdem ore frumoase din viață pe care nu le mai putem recupera. S-au dus... Pentru că noi suntem supărați unii cu ceilalți. Uite, trece viața foarte iute. Suntem supărați pe prun, suntem supărați pe soț, suntem supărați pe tata, pe mama. Unii pe ceilalți suntem supărați unii pe ceilalți și ratăm momente fantastice de și de relații frumoase. Am o cunoștință care atâta vreme cât îi treia nevasta, o înșela de rupea, o înșela, o îi punea corne în ultimul hal. Mă, și-o murit nevasta sa. S-a întâmplat drama aceasta și-o murit nevasta. În fiecare zi mergea la cimitir la nevasta sa cu flori. O trecut nu știu câți ani de zile și mă întâlnesc cu el și îi spun, auzi, nu-ți refaci viața, care e situația dar după ce am vorbit cu el să văd care e starea lui. Și îi spune, frate Dan, zice, așa nevastă ca așa mea, nu mai găsesc în toată lumea. Gata, gata, am fost să-i spun, mă, dar pe păi, când ai avut-o, n-ai seamă și pres ea. Acum, dintr-o dată, zici că așa nevastă ca nevasta ta nu mai există în toată lumea. Ce se întâmplă oare? Iubiții mei, marea noastră problemă în general este că nu știm să prețuim ce avem până pierdem. Nu știi prețui soțul până nu-l mai ai. Nu știi prețui soția până o ai. Nu știi prețui un loc de muncă până îl pierzi. Nu știi prețui binecuvântarea Domnului, sănătatea până când o pierzi. Uitați-vă, nu mă duc mai departe ca să fac așa o comparație. Câți dintre noi ne prețuim sănătatea noastră? Când suntem tineri, câți dintre noi punem pres pe sănătatea noastră? Muncim de nebun, nu ne odihnim. Mă, pot să duc. Și ajungi pe la 35-40 de ani când încep să slăbești. Bă, dar pe păi, ce s-a întâmplat cu sănătatea mea? Știi ce s-a întâmplat? N-am pus pres pe atunci când am avut-o. Așa este și cu toate relațiile. Nu punem pres pe relațiile importante până când nu le pierdem. Dragul meu, stabilește-ți ca și graniță relațională acest lucru. Eu nu vreau să mă cer peste lucrul acesta, nu trec. Nu mai vreau să mă cert în familia mea. Nu mai vreau să mă cer cu soțul meu. Nu mai vreau să mă cer cu soția mea. Am îndrepte și ce mi-a spus un frate. Deci în viața mea nu mă cer cu nimăsta mea. Dar o săptămână, frate, eu cu ea nu mai vorbesc. Deci asta nu e bine. Adică. Se spune că mai rău decât... Uh, mai rău decât cearta zice că e nebăgarea în seamă, adică să stai lângă cineva și să nu-l bagi în seamă. Asta efectiv îl macină pe celălalt. Mă rog ca Duhului Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare dintre noi. Dacă avem ceva de spus, să spunem și Domnul să ne ajute la aceasta. Dar întotdeauna caută să nu te cerți cu celălalt. Pentru că îți mai spun un lucru, tot din experiența de viață și a ce poți să mă ajuți cu experiența ta de viață. Când ai început să te ceri cu cineva, băgate de seamă că te ceri cu persoana respectivă. Ia ceartă-te cu soția o, leacă. Am o când vine momentul. Eu zic, fratele Daniu, să încercăm cu nevestele. Când vine momentul să te ceri, așa, nu zic că o să te ceri, doamne păză, dar când vine momentul, analizează, fă studiu de caz, te-ai cu nevastă ta. O să și a ce o zis, ai zis și tu ce ai zis, și în momentul respectiv mai zice ceva ce nu-ți place, peste un ceas. Ce îi spui în momentul ăla, draga mea, eu te rog frumos, înțelege -mă. Sau imediat îi dai o replică dură și tranșantă. Băgate de seamă când te-ai cu cineva, ai schimbat niște vorbe mai aspre, dintr-o dată totul se schimbă. Domne, nu știu ce ți-o zis, peste trei ceasuri, peste o zi, nu poate să depășească lucrul acela. Pentru că o ceartă odată începută, zice Scriptura, că se tot prevălește. De aceea spune înțeleptul, curmă cearta înainte să se întețească, înainte să fie ceartă mare, pune pace și liniște în casa ta și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Dragul meu, stabilește-ți niște granițe relaționale dacă vrei să ai pacea lui Dumnezeu. Stabilește lucrul acesta, eu nu mai vreau să mă cer cu soțul meu, nu mai vreau să mă cer cu soția mea, nu vreau să mă cer cu tata, nu vreau să mă cer cu mama. Unul dintre cele mai bune sfaturi pe care le-am primit în viața mea, a fost când m-am căsătorit. Atunci toată lumea a dă sfaturi prețioase. Dar mi-a rămas în minte un sfat foarte prețios și mi-a spus în felul următor un frate, zice, frate Dan, dacă vrei să te înțelegi bine cu socrii tăi și nevastă ta să înțeleagă bine cu părinții tăi, ascultă-mă și urmează sfatul acesta. Și am căscat urechile mari sau despre ce este vorba. Niciodată, zice, să nu te ceri cu socrii tăi. Dacă ai ceva să le spui, spune-i soției tale să le spună lor ce au de spus. Pentru că, zice, e fata lor și pe ea orice ar face o iartă. Dar pe tine, zice, s-ar putea să te țină minte. Dacă ai ceva de rezolvat cu familia ei, lasă-o pe ea să-și rezolve probleme. Tu îi spune ce îți dorești ca să fie pace și liniște. Și poartă-te frumos cu părinții ei, pentru că în funcție de relația ta cu părinții ei, depinde relația ta cu ea și la fel. Și am văzut că lucrul acesta ajută foarte mult într-o căsnicie. Că dacă te-a pus tu să discuți, socurile, uite așa, socrule, uite așa, așa lucrurile acelea degenerează și va avea conflicte mari în viața de familie. Lasă-l pe soțul tău, lasă-l pe soția ta să-și rezolve probleme cu familia lor. Spune lui ce te deranjează și încearcă să le rezolvi în felul acesta. E foarte important să stabilești niște granițe relaționale. Uite, nu ne jignim unul pe celălalt. Hai să nu ne jignim unul pe celălalt. Hai să nu ne facem toată grădina zoologică în casa noastră. Să nu țipăm să ne audă până la etajul patru. Să nu ne sfădim așa nervoși amândoi în mașină, treci unul pe lângă tine, tu zâmbești, salut. Dar să vede că ești încordat corda, Vi la adunare, ce faci frate? Mă încearcă Domnul, nu te-a încercat Domnul, ci te-ai cu sora. Te-ai încercat cu fratele. Eu am învățat un lucru să citesc comportamentul omului mai mult decât vorba omului. Și când mă uit la om și îl văd grimasele feței, când îi văd atitudinea, felul în care dă pacea Domnului cu tine, cum e așa de hotărât să te... Unul care, de exemplu, e hotărât și trece pe tine cu viteza fulgerului turbat. Omul acela clar că vine după un meci acasă. Și clar că nu se poate bucura de nimic. Să ne ajute Dumnezeu să ne schimbăm comportamentul, stabilește niște limite, limite clare. Interesant, ca să ilustreze Dumnezeu starea poporului Israel și să vadă poporul Israel cât de mult îl iubește Dumnezeu. Dumnezeu îi spune unui profet pe nume Osea ceva foarte interesant, unic în istoria mântuirii, și anume Osea. Dute și cumpără-ți o femeie de moravă ușoare, o prostituată să fie nevastă. Așa ceva n-a mai fost niciodată până atunci și nici de atunci Dumnezeu n-a mai dat o astfel de poruncă. A fost un caz unic în istoria mântuirii ca Dumnezeu să ilustreze iubirea poporului și iubirea Domnului față de popor. Și se duce Osea să o cumpere pe Gomera. Gomera era femeie de moravă ușoare și spunea, auzi, de azi înainte vreau să fii soția mea. Și Dumnezeu o ajută pe Gomera pentru o perioadă să renunțe la toate obiceiurile ei și împreună stabilesc o familie frumoasă. Le dă Dumnezeu un băiețel, după aceea le dă Dumnezeu o fetiță, le dă din nou un băiețel, numai că după ceva vreme Gomera revine la stilul ei de viață și ajunge să fie în posesia unui om care efectiv negocează toate păcatele ei. Și spune domnul, auzi, o să ia, du-te și cumpără-o din nou pe nevastă ta. Acum asta este o chestie foarte dură. Cum, domne, nevastă mea, au ajuns unde au ajuns, eu să o recuperez, să și plătesc pentru ea. Și se duce și plătește 15 sicli de argint, asta înseamnă 15 zile de muncă, plus nu știu câte kilograme de orz. Și spune, uite, Gomera, uite care este situația. Ascultați ce spune Oseia. O lecție pentru noi în istoria mântuirii. Uite, de azi înainte să nu mai fi cu niciun bărbat, să nu mă mai înșel niciodată. Și voi fi, asta e foarte important, și voi fi și eu la fel cu tine. Cu alte cuvinte, eu am niște pretenții de la tine, astea sunt așteptările mele de la tine, dar uite, și eu voi face exact același lucru. Marea problemă în viața de familie este că nevasta trebuie să le facă pe toate și bărbatul nu face absolut nimic. Marea problemă în viața de familie este că bărbatul trebuie să le facă pe toate și nevasta nu face nimic. Marea problemă în viața socială, în viața bisericească este că avem așteptări mari de la alții, dar noi nu facem prea mult. Ca să funcționeze lucrurile, trebuie să faci și tu și trebuie să facă și celălalt câte ceva. Adică, ceea ce cer tu de la celălalt, trebuie să faci și tu. Degeaba, spun, bă, să se poarte bine cu mine, socrii. Și tu nu te porți bine cu ei. Păi, stabilește-ți tu ca și relație cu ei, să te porți frumos, să nu fii obraznic, să-i cinste, să-i respecti pe părinții tăi, să-i sun, să-i cauți, să fie o binecuvântare pentru ei. Stabilește-ți tu să nu te cerzi nici cu șeful tău la serviciu, nici cu angajatul tău, să fii un om de pace. stabilește tu să nu te cerți în trafic. Uitați-vă să vedeți că Dumnezeu să fi supărat acasă, că atunci parcă îi spite îi scoate în calea ta pe toți să -i creau timp. Și cât câte unul în fața ta, făcut cu vreme, domnule, lasă și pe ăla, treacă și cel, treacă și cel, și tu ești presat de timp. Și atunci îți vine să clanxonezi, și atunci îți vine să spui, și apoi dacă oprești omul, tu îi spui nimic, numai că ești foarte grăbit. Clar că ce spune ca o lui Dumnezeu? stabilește niște granițe. Uite, eu așa o să mă port. Uite, nu vreau să mă cer. Nu vreau să mă cer cu soția mea. Nu vreau să mă cer cu soțul meu. Nu vreau să mă cer cu părinții mei, cu socrii mei. Nu vreau să fiu un om de ceartă. Vreau să fiu un om de pace. Istoria spune că la un moment dat în Parlamentul României era o mare dispută între Iorga și Brătianu. Și Iorga la un moment dat, așa cu oricum se spune că a fost cel mai deștept român din toate timpul, că e cel mai mare. Și Iorga la un moment dat spune așa sarcastic, cu o aroganță deosebită de Uh, nu te supăra. Ce ar putea învăța un om ca mine de la un om ca tine? La care Brătianu cu simțul măsurii spune, domn profesor, știi ce ați putea învăța dumneavoastră de la mine? Ce zice Iorga? Măsura, domn profesor, măsura. Putea să-i spună, bă, obraznicule, nesimțitule. Dar întotdeauna când ești echilibrat, ai o atitudine corespunzătoare. Doc am lăsat fără cuvinte pe Iorga în momentul respectiv. Poate l-a cercetat Dumnezeu după aceea. Nu ne spune istoria. E foarte important în viață să spui ce ai de spus, dar să spui într-un mod elegant. Marea noastră problemă este că ne nervăm și când ne enervăm, începem să spunem vrute și nevrute. Să ne ajute Dumnezeu să ne stabilim niște granițe relaționale. Zice, foarte frumos, zice Avram, auzi, să nu ne certăm, că suntem frați. Să ne ajute Dumnezeu în familie să ne certăm soțul, soția, cu nororile, cu ginerii, cu părinții, cu socrii, să avem pacea lui Dumnezeu. Trei pași pentru a rezolva un conflict. În primul rând, pune-te și în papuci celuilalt. Că în te oricum te pui, natural, dar pune-te și în papuci celuilalt. De ce zice? De ce face el ceea ce face? În al doilea rând, stabilește-ți granițe relaționale cu celălalt. Și trei, câștigă fără să-l învingi pe celălalt. În al treilea rând, dacă vrei să-ți rezolvi conflictul cu cel din casa ta, cu cel de la locul tău de muncă, câștigă fără să-l învingi pe celălalt. Uitați-vă să vedeți situația din familia lui Avram. Avram are o problemă foarte mare, e nepotul său, e asociatul lui de business. Au mari probleme. Se ceartă angajații lor între ei. Ba o merge la Avram, de-a lui Lot, ba o merge la Lot de la Avram, cât e o vacă, cât e un bou. Dar no, cum să faci tu pace între oameni, că fiecare avea rolul să păzească turma stăpânului său și certuri între ei. Și acum Avram putea să spună, băi poate fi atent aici. Când te-am luat eu, zice, să ieșim din țara în care trăiam noi și te-am dus în țara făgăduinței, tu ai venit cu mâinile în buzunar. Ce ai avut, bă, băiete? N-ai avut nimic. Te-am luat să nu rămâi singur pe acolo, că a venit și tata cu noi. Tai că tu murit, asta este situația, te-am luat, te-am luat băiat de suflet, domnule. Și acum ce vrei? Să împart eu lucrurile mele cu tine? Vrei să împart eu binecuvântarea mea cu tine? Păi hai să fim serioși. Băi băiete, tot ce ai, ai din cauza mea. Tot ce ești, ești datorită mie. Putea să spun asta, Avram. Putea să spună. Dar el nu zice, auzi, tot ce ești tu, ne poate, ești datorită mie. Nu zice, suntem frați, să nu ne certăm. Și interesant zice, auzi, ca să fie pace între noi, eu am nevoie să câștig confruntarea aceasta. Ce înseamnă să câștig? Să am liniște sufletească. Nu există lucru mai mare decât să ai liniște sufletească. Unul dintre lucrurile de care omul are nevoie pe pământ este liniștea sufletească. Să te pui seara în pas, să te culci, să ai liniște, să poți să dormi. Când stai așa cu tine însuși, să n-ai nevoie să dai drumul la muzică, să simți că sparge timpanele. Să, să poți să mergi pe stradă fără să spui căști în urechi ca să auzi muzică, că nu te simți bine cu tine însuși, nu te simți bine cu tine sus. nu te poți simți bine dacă e liniște. Că ți auzi gândurile și te simți apăsat. Să tu liniște cu tine sus. asta este cea mai mare binecuvântare. Să ai liniște sufletească, să ai pace, să ai pace în sufletul tău, să ai pace cu tine însuți. să ai pace cu Dumnezeu. Spunea Soljenița la un moment dat, nu m-am să vă spun lucrul acesta, dar cum am vine în minte. Zice, oamenii n-au pace. Și se spune, zice, în țara noastră că oamenii n-au pace, dar nu vorbesc despre motivul din care nu au pace. N-au pace, zice, unii cu ceilalți și națiunile n-au pace pentru că n-au pace cu ei înșiși. Și n-au pace cu ei înșiși pentru că n-au pace cu Dumnezeu. Dacă omul ar face pace cu Dumnezeu, ar avea pace cu el însuși și apoi, având pace cu el însuși, ar avea pace cu ceilalți. Iubiții mei, Avram este omul acela care zice, am nevoie de liniște sufletească. Eu vreau să câștig liniștea, pacea sufletească. Să stau liniștit, să pot să-mi beau cafeaua liniștit, să pot să mănânc liniștit, să mă pot bucura de vârsta pe care o am liniștit, de copiii mei, de proprietățile mele, de business-ul meu. Vreau liniște sufletească. Dacă nu ai liniște sufletească, să ai tinerețe sau bătrânețe, nu te ajută la nimic. Să ai nu știu câte proprietăți, nu te ajută la nimic. Omul are nevoie de liniște sufletească. Și Avram spune, vreau să câștig liniște sufletească. Dar ca să câștig eu, nu înseamnă că tu trebuie să pierzi. Uite, așa pun problema, zice Avram, încât și eu să câștig liniștea și și tu să-ți câștigi pășune pentru turmele tale. Ne poate, alege ce vrei tu. Și ce alești tu e bun luat, iar ce rămâne, rămâne pentru mine și Dumnezeu îmi va da biruință, dar eu câștig liniștea sufletească. Astăzi sunt istorici care vorbesc despre faptul că nu există două războaie mondiale, ci un singur război mondial. Și că ceea ce noi numim al doilea război mondial nu este nimic altceva decât continuarea primului război mondial și Germania s-a răsculat la război prin Hitler pentru că acele condiții de, la, de pe urma primului război mondial erau netolerabile, erau prea apăsătoare pentru poporul german. Și atunci, în momentul în care a fost un câștigător foarte clar da? și a fost un pierzător foarte clar, pierzătorul scurt este vremea până când prinde ocazia și se răscoală și se creează probleme. Și spun astăzi mulți istorici, printre care și Kissinger spune în felul următor, dacă ar fi știut să negocieze pacea, să nu iasă nici Germania omilită și desfințată, cum a ieșit după primul, al doilea, primul război mondial, N-ar mai fi fost tot holocaustul, n-ar mai fi fost toate tragediile. Când nu știi să gestionezi lucrurile, apar nenumărate probleme. Nu există niciodată, pe termen lung, un câștigător și un pierzător. Pierzătorul întotdeauna se va răscula. Pierzătorul întotdeauna va căuta să se răzbune. Pierzătorul întotdeauna va căuta să te frângă. Dacă tu încerci în familia ta să fii un câștigător și un pierzător, vei avea o căsnicie ruinată. Vei ajunge în situația de divorț. Dacă nu va divorța bărbatul tu de tine sau nevasta de tine, nu pentru că aveți copii și vorba aceea ne ratăm destinul împreună, asta este, n-avem ce face, asta este. Dar vei fi o femeie totalmente nefericită, un bărbat totalmente nefericit, vei avea efectiv o viață de blestem. Dragul meu, dacă vei fi un om care totdeauna la locul tău de muncă vei încerca să fii câștigător și ceilalți să fie pierzători, vei fi persoana non grata la orice loc de muncă. Nimeni nu va vrea să aibă de-a face cu tine. Nimănui nu îi face plăcere să piardă. Avram este un om foarte înțelept, e prietenul lui Dumnezeu. El așa bune problemă încât câștigă și el pacea sufletească, dar și Lot câștigă o pășune bună pentru turma lui. Vrei să rezolvi un conflict într-un mod înțelept în familia ta? Vrei să rezolvi conflictul înțelept în locul tău de muncă sau la locul tău de muncă, poate în biserică? Dragul meu, câștigă fără să-l învingi pe celălalt. Câștigă fără să-l învingi pe celălalt. Una dintre cele mai frumoase întâmplări din istoria bisericească, este momentul acela de tensiune dintre Martin Luther și Zwingli. Erau momente foarte tensionate în care Zwingli nu știa cum să facă față la tumultul de reproșuri și de atacuri personale din partea lui Luther. Luther era un om deosebit al Dumnezeu, dar avea gura slobodă. Și l-o țătit pe Zvinkley în toate felurile de numai numai. Și Zwingli era pe punctul de a se... De a intra în polemică cu el și de a se certa cu el și să rupă orice legătură cu Martin Luther. În momentul acela în care nu știa cum să procedeze cu Luther, care era foarte slobod la vorbă și zicea mai multe decât era cazul, stătea el în biroul lui și tot se frământa cum să rezolve disputa cu Martin Luther. Dacă intră în această dispută, s-ar putea toată reforma să fie compromisă. Ce să facă în situația aceasta? Și Zvincle, la un moment dat, stă în biroul lui și se uită, locuia în Elveția, la Zurich, și la un moment dat, se uită pe geam. Și când se uită pe geam, vede două capre pe creasta unui munte, două capre sălbatice, care se întâlneau pe o cărăruie foarte, foarte îngustă. Una cobora și cealaltă urca. Și Zvinglei se uită cu mare atenție, mărturisește el să vadă ce se va întâmpla. Am în două caprele negri erau pregătite de luptă. Și în timp ce se pregăteau de luptă să se lupte una cu cealaltă și doar una putea să câștige cealaltă cădea, zice Zvinkli, am primit răspunsul lui Dumnezeu la problema mea. Am văzut că acea capră sălbatică neagră care urcă se pleacă efectiv pe cărare și cealaltă care coboară a coborât pe spatele ei. După ce a coborât pe spatele ei, capra aceea neagră care urca s-a ridicat și a continuat drumul. Și a înțeles Zvinkl în felul următor. Ăsta este mesajul lui Dumnezeu pentru mine. Dacă eu vreau să mă urc spiritual, dacă vreau să cresc spiritual, dacă vreau ca reforma să progreseze, eu trebuie să mă smeresc, trebuie să mă plec ca să fie pace cu Martin Luther. Nu în sensul că accept tot ce spune el, dar să caut să am o relație bună cu el. Tu nu o să poți niciodată urca spre Dumnezeu. Nu o să poți niciodată să urci spre liniște sufletească, spre pace sufletească, câtă vreme ești într-o poziție de război. De exemplu, uitați-vă la toate luptele. Fie că e vorba de box, fie că e vorba de kimbox sau alte lupte. Ați văzut pe vreunul care se iasă de acolo fără să încaseze niște lovituri zravene? Fiecare se luptă cu unul după puterea lui. Cât de tare ai fi și tu primești. bați după el, partea a doua, dar și tu primești. Și orice luptător, după cât e o luptă puternică, are, domne, niște săptămâni de recuperare. Ai văzut vreun om care să intre într-o ceartă cu cineva și să ia noroi, să arunce pe celălalt, să nu se murdărească și el de noroi? Asta este vorba din popor, dacă arunci cu noroi în altul și tu însuți, tu însă te murdărești cu noroi. Adică și tu te murdărești. Iubiții mei, e foarte important în viață să câștigi fără să-l învingi pe celălalt. Ce vrei să câștigi? Câștigă pace, câștigă liniște pentru sufletul tău, pentru familia ta, câștigă relația aceea, câștigă-l pe omul respectiv. Spune înțeleptul Solomon, cel neprihănit, cel plăcut lui Dumnezeu, nu câștigă confruntările. Că e foarte ușor să câștigi o confruntare. Dacă ai nervi tari și ești bun la vorbă, știi să reziști. Dacă ai nervi tari, reziști presiunii. Dar nu e vorba despre cine câștigă în trecerea respectivă, e vorba despre a-l câștiga pe celălalt. Adică să-mi câștig nevasta, să-mi câștig bărbatul, să-mi câștig tata, să-mi câștig pruncul. Bă, băiete, du-te și uite și adresa. Și ce ai făcut? Și după aceea tu cu pruncul tău nu mai vorbești? Bă, socrule, lasă-mă în viața ta, nu mă mai deranja. Și tu cu socrul tău nu mai vorbești. Mă, vecine, să nu mă mai cauți niciodată Sau colegule, nu mai vreau să am de-a face cu tine Și stai lângă unul la lucru tău Toată ziua amândoi mofturi roși Iubiți mei, câștigăm confruntarea aceea Fără să-l umilim pe celălalt Fără să-l învingem pe celălalt Se poate așa ceva? Se poate Un astfel de exemplu a fost și Iosif la 17 ani, spune Scriptura, Iosif este luat de frații lui și vândut rob într-o țară străină. La 17 ani, omul acesta este vândut rob într-o țară străină. Imaginează-ți, ajunge în Egipt și trei ani de zile o duce bine. Dar la un moment dat se întâmplă ca soția lui Potifar, generalul cu patru stele egiptean, să pună ochii pe el și să spună Culcă-te cu mine. El nu, re, nu acceptă lucrul acesta pentru că zice, mă tem de Dumnezeu, chiar că Dumnezeu, după înțelegerea vremurilor, Dumnezeul meu m-a lăsat în mâna dușmanului sau nu este așa de puternic. El știe că Dumnezeu este pe scaun de domnie și zice, eu n-aș putea să fac așa ceva față de Dumnezeul meu. Din acest motiv ajunge în pușcărie și face 10 ani de pușcărie. De la 20 de ani, spun rabinii, până la 30 de ani, cum zice Scriptura, la 30 de ani iese din, din pușcărie, de la 20 de ani la 30 de ani El stă în pușcărie 10 ani, ce mai frumos an ai putea să spui De la 20 la 30 de ani Anii în care îți construiești viitorul Ai putea să spui El stă în pușcărie Iese din pușcărie Este mare foamete Și Dumnezeu îl folosește într-un mod special Adună niște resurse materiale deosebite Adună grâne pentru popor Vin oameni din toată zona Să primească mâncare de la Iosif Este cel mai puternic om al vremii Din toată lumea după Faraon Și într-o zi cine crezi că vine? Frații lui Frații lui care au zis, să-l aruncăm în groapa cu noroi, să-l vindem, să vedem ce se va alege de toate planurile lui. A încercat Iosif să o lupta cu toate resentimentele lui, că toate încercările lui nu au fost nimic altceva decât lupta lui personală cu sentimentele lui, cu resentimentele. Iuda, tu m-ai vândut. Zice cartea psalmilor că Iosif când a plecat vândut de frații lui, nu a plecat așa ca la plimbare sau, nu știu, la cumpărături, la mall era legat cu lanțul la mâini și la picioare și plângea și se ruga de frații lui, nu mă vindeți. Și pe ei nu i-a nici măcar în cod de el. Și s-a dus 10 ani de pușcărie pe nedrept. Ai putea să spui o dramă pe picioare. Și după câțiva ani de zile, el așa de multe lupte sufletești au avut încât număr să-l vadă pe taică su care nu era departe. Și când îi vede pe frații lui, se luptă ce să facă, le execută pe Iuda, că Iuda i-a făcut tot necazul acesta, le execută pe Ruben, ce se întâmplă? Și la un moment dat le face bine, le înșenează diferite lucruri și la un moment dat nu mai poate, spune Scriptura. Plânge așa de tare că l-au auzit toți oamenii din preajmă, vă dați seama ce descărcare emoțională. Cu o așa de tare că l-au auzit până nu știu unde. Asta este o descărcare emoțională fantastică. Toată lumea afară, zice. Ăștia rămân înmărmuriți, frații lui. Zice, eu sunt Iosif. Și ăștia s-au uitat, că nu se poate așa ceva. Eu sunt Iosif, fratele vostru, pe care l-ați vândut ca să fie rob în Egipt. Dar Dumnezeu a lucrat pentru mine, m-a făcut domn în țara Egiptului. Și acum ascultați ce spune Iosif, cum câștigă fără să învingă pe frații lui. Ceva fantastic. Asta este cheia rezolvării conflictelor din viața noastră. Zice, de fapt nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. M-a trimis pe mine Dumnezeu aici înaintea voastră ca să vă țină viața prin mine. Am și o rugăminte la voi, zice Iosif. El avea sufletul apăsat de ranchiună, de dezamăgire. Era supărat pe taică pe frații lui și acum e momentul eliberării. Putea să-l vadă pe taică de 9 ani de zile și nu vreau să-l vadă că era supărat pe taică Din cauza lui tata, știu cum sunt frații mei, m-au trimis pe mine la 17 ani să-i vizitez din cauza lui tata. 9 ani Putea să-l vadă pe Taichius și nu vrut să-l vadă. Și acum se rup toate zăvoarele sufletului și se descarcă emoțional. Și zice, am o rugăminte la voi. După ce îi îmbrățișează, stă de vorbă cu ei. Zice, vreau să-l văd pe tata. Dar interesant, zice, eu sprins cu treaba aici. Eu nu pot să las câteva săptămâni toată treaba să mă duc după tata. Dar am o rugăminte la voi. Duceți-vă la tata și spuneți că fiul lui Iosif trăiește. Adică acum eu am nevoie de voi. Spuneți-i că fiul lui Iosif trăiește, ba mai mult, Dumnezeu l-a făcut domn și stăpân peste toată țara Egiptului, este cel mai puternic om din lume, fiul lui, după faraon. Și trimite care și vine taicăsul. Și Iosif se împacă cu tatălui, și Iosif se împacă cu frații lui. Și zice Iosif când simte că îi se pregătește sfârșitul, moare la 110 ani, le zice fraților lui, auziți, eu am o rugăminte la voi. Când vă va cerceta Domnul. Că va veni vremea cercetării. Vă rog să-mi luați oasele și să le îngropați în țara făgăduinței. Unul dintre fiii fraților care l-au vândut, Moise și Aron, fiul lui Levi, când au ieșit din Egipt, zice să fim foarte atenți, să nu uităm oasele lui Moise. Pentru că asta a fost dorința lui, să-i ducem moasele în țara sfântă, în țara făgăduinței. Dacă Iosif n-ar fi iertat, dacă Iosif ar fi vrut să-i umilească pe frații lui să le facă rău, ar fi avut sufletul desfigurat. Trăia o viață plină de ranchiună, de necaz, de amărăciune. Funcția lui, banii lui, relațiile lui nu au ajutat la absolut nimic. Dar ce frumos este de Iosif, lângă tatălui, în relații bune cu soția lui, cu frații lui, lucrează cu frații lui. Ce frumos, vorbim despre Iosif și astăzi, și când Iosif se stinge pe pământ, frații lui și nepoții lui își aduc aminte de Iosif și caută să îi împlinească dorințele sufletului. Fii o binecuvântare pentru cel de lângă tine, iartă! Caută să-ți reverși îndurarea peste ei și tu vei fi fericit. Câștigă toate confruntările, îi vei zdrobi pe ceilalți, dar vei avea sufletul plin de amărăciune, sufletul tău va fi cicatrizat. Știi cum va fi sufletul tău, calea aceea din savană, luptător, care splin de cicatrici și mor după aceea singur sfârșează de hiene. Așa va fi sufletul tău, așa va fi sufletul meu. Confruntări cu nevasta, cu bărbatul, cu prunci, cu șeful, cu angajatul, ceartă în stânga, ceartă în dreapta, cu fratele, cu nații, tot timpul streși amărăciune și sufletul tău va fi plin de răni. Nici bucuria nu va mai fi bucurie, nici pâinea nu va mai fi bună pe masă, nimic nu te va mai împlini iubiții mei. Ne cheamă Dumnezeu să ne rezolvăm conflictele, dar ca să-ți poți rezolva conflictele, pune-te și în papucii celuilalt. Așa a făcut Avram. A încercat să-l înțeleagă pe nepotul său. Eu am nevoie de pășune și de ape pentru turmele mele și el are nevoie, ca și mine. Apoi, e foarte important să stabilești granițele relaționale cu celălalt. Foarte important, spune eu, nu mai vreau să mă cer. Nu vreau să mă cer cu tine, dragă mea, nu vreau să mă cer cu tine, soțul meu. Vreau să avem pacea lui Dumnezeu la noi acasă. Nu vreau să mă cer cu angajații mei, nu vreau să mă cer cu șeful meu, nu vreau să mă cer cu colegii mei. Pentru că odată ce încep să te cerți, ascultă, mă vei fi un om grabnic la ceartă. Zice Iacov, niciunul dintre voi să nu vă certați, frații mei. Să fiți plini de pace. Ce frumos ar fi când vine tata acasă să nu aducă ceartă, ci pace. Când vine soția acasă să aducă pacea lui Dumnezeu. Fii un om de pace. Un lucru foarte important Ca să-ți poți rezolva conflictul câștigă Fără să-l învingi pe celălalt Asta este foarte greu Că în general ne vine să ne spunem Din cauza ta Din cauza ta nu avem pace și liniște Din cauza ta m-am certat cu mama Din cauza ta nu mă înțeleg bine cu frații mei Din cauza ta nu avem bani Din cauza ta nu merge locul de muncă Din cauza ta am falimentat Din cauza ta Din cauza ta colegule că nu știu ce n-ai făcut Nu prosperă firma Din cauza ta șefule în viața grea Din cauza ta că nu merge bine Din cauza ta și îl calci pe celălalt în picioare, îl zrobești, dar știi ce se întâmplă aceea? După aceea, cam am mărut acea din poezie pe care am învățat-o noi în pruncie, te doare sufletul că ai zrobit-o în palma ta. Mai bine ai fi dat drumul să zboare, să-și vadă de treaba ei. Te doare sufletul când știi că nu vorbești cu tata și mama, cu pruncul, nu vorbești cu frații tăi, surorile tale, ai pe cineva tot timpul așa în sufletul tău. Câștigă fără să-l învingi pe celălalt. Auzi, poate ai gândit, poate ai făcut, dar Dumnezeu este în control. Dumnezeu este în control, Dumnezeu vede tot ce fac eu, Dumnezeu apreciază tot ce fac eu, eu pentru Domnul fac și Dumnezeu îmi va purta de grijă. Ai un conflict în viața personală? rezolvă -l. Unii zic, nu avem nicio problemă și ascund totul sub dacă dar când explodează, explodează. Se spune că să te păzească Dumnezeu de oamenii aceia foarte liniștiți, ca lacurile, că atunci când explodează, ce aruncă petarda în aer sau bomba. Alții sunt mai vocali, imediat puși pe discuții și pe ceartă în fiecare moment. Bine ar fi și unii și ceilalți să cerem de la Domnul pace sufletească. Bine ar fi și unul și celălalt să ne rugăm pentru relațiile noastre să ne ajute Dumnezeu să avem relații frumoase. Cred din toată inima că cel mai bine trebuie să ne simțim la noi acasă. Să-ți placă cu nevastă ta, să-ți placă cu bărbatul să-ți placă cu pruncii să-ți placă cu taică tu, cu maică ta, să-ți placă cu frații tăi, cu nații tăi, cu nații tale. Să fie o relație frumoasă în familie. Ai familie binecuvântată, unde îți place cu ai tăi, așa e normal. Și dacă apar discuții, să le rezolvăm. Doamne ajută în aceasta. Să-ți placă la adunare. E ciudat să-ți placă la altă adunare mai mult decât la adunare din care tu faci parte. Trebuie să-ți placă la adunare din care tu faci parte. Să te înțelegi bine cu frații, cu surorile. Trebuie să te înțelegi bine colegii tăi la serviciu. Să spui, auzi, hai să ne înțelegem cumva. Ce așteptări ai tu de la mine? Ce așteptări am eu de la tine? Hai să încercăm să fim cu pacea lui Dumnezeu. Hai să încercăm să ne așezăm lucrurile, să nu mai ajungem să ne certăm. Și să mergi la serviciu, ascultă-mă. Să mergi cu bucurie, cu pace. Să fiu om de bine, să te simți bine la tine acasă, să te simți bine la biserică, să te simți bine la serviciul tău. Sunt oameni care au impresia că tot timpul trebuie să fie câte un scandal. Domne, dacă ești neprihăniți, trebuie să critice domne acasă, pe nevastă, pe bărbat, pe frață, în adunare, pe... la serviciu. Nu-ți fă viața grea, că tu singur îți faci viața grea. Fii un om de pace, fii un om bun, fii un om binecuvântat. Ceea ce face farme cu unui om, spune Scriptura, este bunătatea omului. Să ne ajute Dumnezeu la aceasta. Iubiți mei, să ne ajute Dumnezeu să facem pace cu cei din jurul nostru. Se spune că la un moment dat într-o cetate să se ori au apărut diferite probleme. Și liderii acelei cetăți au zis, suntem de acord să vă despărțiți, spuneau ei, însă dacă respectați o condiție. Înainte să vă despărțiți, zice, vă închideți în turnul cetății și stați acolo, zice, o lună, fără să vorbiți cu nimeni altcineva, numai voi doi, o singură saltea pe care să dormiți, o singură farfurie, un singur cuțit, o singură lingură, dar nu vorbiți cu nimeni altceva decât voi doi. Dacă după o lună de zile în care discutați unul cu celălalt, că nu aveți cu cine să vorbiți, vreți să mai divorțați, divorțați. Și spune istoria că în decursul multor ani, într-o astfel de cetate, în peste 100 de cazuri, după o lună petrecută împreună cei doi în care doar ei doi au vorbit și au avut timp să vorbească unul cu celălalt, un singur caz în cel din urmă a ajuns la divorț. Restul s-au rezolvat problemele. Restul s-au înțeles și și-au depăsit situația critică. De ce? Pentru că atunci când vorbești cu celălalt și ți deschizi sufletul înaintea lui, poți să rezolvi orice problemă. Nu există problemă care să nu poată fi rezolvată. Trebuie doar să-ți dorești. Vă invit să ridicați în picioare momentele acestea și aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu. Și aș vrea să ne rugăm fiecare dintre noi lui Dumnezeu în această dimineață și să spunem, Doamne, te rugăm, atinge-te de noi în ziua aceasta. Dacă avem conflicte în viața personală, în viața de familie, în viața bisericească, în viața socială, Doamne, dă-ne Tu pacea Ta, dă-ne Tu liniștea Ta și ajută-ne să avem relații frumoase cu cei de lângă noi. Hai să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem pe ceilalți, să înțelegem de ce se poartă și cum se poartă. Hai să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să ne stabilim această graniță peste care niciodată să nu trecem, să nu ne certăm nici în familie, nici în biserică, nici la locul nostru de muncă. Să fim oameni de pace, să câștigăm fără să-l învingem pe celălalt. Ce să câștigi? Liniștea, pacea sufletească. Căutând și celuilalt să-i meargă bine. Ne rugăm cu toții pentru noi, ne rugăm pentru familie noastre, ne rugăm pentru relațiile noastre și cerem ajutorul lui Dumnezeu. Ne rugăm cu toții Domnului.